Bun găsit! Mercur se reîntoarce astăzi în zodia Vărsător și va relua negocieri, decizii și discuții pe care le-am avut pe parcursul lunii trecute, cât a fost retrograd aici. Acest tranzit ne susține să gândim într-un mod original și nonconformist, să avem idei inedite și să comunicăm la scară largă. Subiecte ca libertatea, independența și tehnologia revin în atenția noastră și vor fi intens dezbătute. Berbecii au ocazia să vadă adevărata fața unor persoane din anturaj și astfel să aleagă dacă mai rămân sau nu într-un grup. De asemenea, vor lua decizii neașteptate cu privire la proiectele în care sunt implicați și își vor reconfigura niște planuri de viitor. Taurii au ocazia să vadă mai clar care este direcția profesională pe care vor să continue și să ia decizii legate de carieră. Li se deschid noi perspective și noi uși și au șansa să se facă auziți. Pot face inclusiv progrese financiare. Pentru Gemeni, revenirea lui Mercur în Vărsător este de bun augur. Mintea li se limpezește și pot avea revelații care să le deschidă noi orizonturi. O serie de principii de viață și credințe se pot schimba pentru evoluția lor. În plus, pot rezolva cu succes chestiuni birocratice. Racii pot profita de perioada următoare pentru a ajunge la un acord cu partenerul de viață sau cu partenerii profesionali în privința unei investiții. În cuplu se pot clarifica probleme ce țin de viața intimă, de fidelitate și încredere. Leii au ocazia să lămurească neînțelegerile apărute în cuplu sau în relațiile cu cei cu care desfășoară activități profesionale. Poate fi vorba de o împăcare, de negocierea unui contract, însă ca lucrurile să funcționeze, nativii trebuie să asculte mai mult și să nu cultive idei fixiste. Fecioarele au ocazia să clarifice neînțelegeri cu colegii de muncă, poate legate de un proiect, și să vadă mai clar care este direcția profesională de urmat pe mai departe. Pot reuși să-și eficientizeze activitățile, să-și schimbe stilul de viață și să dezvolte tipare de gândire sănătoase. Balanțele sunt susținute de revenirea lui Mercur în Vărsător în plan afectiv și în interacțiunea cu copiii. Pot să-și exprime mai ușor sentimentele și pot să-și dea seama ce simt cu adevărat pentru o persoană. Pot lua decizii sentimentale și pot da frâul liber creativității și simțului artistic. Scorpionii pot profita de acest context astrologic pentru a lămuri neînțelegerile cu familia. Acum pot accepta mai ușor viziunile și mentalitățile diametral opuse ale celor dragi și pot ajunge la un compromis într-un context care îi macină de ceva vreme. Și săgetătorii sunt susținuți de Mercur să comunice mai bine, să ia decizii de care s-au temut și să scape de confuziile ultimei perioade. Pot ajunge la un acord cu partenerul de viață, pot semna un contract profesional și pot obține mai ușor acte, aprobări, avize. Capricornii au idei financiare bune, pot primi ponturi pentru a-și crește veniturile și discuțiile despre bani se vor intensifica. Apar clarificări legate de plăți, încasări și sume restante pot intra în conturi. Mulți nativi își rotunjesc bugetul grație monetizării unui talent. Vărsătorii îi deschid din nou porțile lui Mercur și vor observa o reală îmbunătățire a comunicării cu cei din jur. Nativii au mai multă încredere în ei și în ideile lor și pot fi martorii unor revelații legate de viața personală care se îndemne la noi abordări, inclusiv în relațiile cu cei dragi. Peștii vor fi din nou surprinși de problemele nerezolvate ale trecutului, de propriile lor amintiri și frământări. Agitația interioară pe care o vor resimți se poate calma prin introspecție și reîntoarcerea la spiritualitate. În cuplu se rediscută subiecte delicate, se dezvăluie secrete și se iau decizii. Atât pentru astăzi, dar noi ne revedem și mâine!